Primarul interimar Silvia Radu a cerut eliberarea din funcție a șefului întreprinderii municipale Parcul Urban de Autobuze, Iacob Capcelea, totul după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un autobuz de pe linia numărul 46 Chișinău-Ghidighici, care circula cu podeaua deteriorată, iar interior pătrundea apă și noroi. De cealaltă parte, Capcelea spune că deocamdată se gândește dacă va demisiona sau nu. Dumnealui, pe parcursul acestor ani, a demonstrat că este incapabil să gestioneze corect această întreprindere. Atunci când Chișinăul a avut un parc de 300 de autobuse și astăzi are, dumnealui a menționat, 124, dintre care niciunul nu este funcțional. Este strigător la cerul ca în secolul 21 să avem așa autobuze care prezintă pericol pentru viețile călătorilor? Eu o să mă gândesc, o să mai analizez situația și o să vedem până când nu sunt gata să răspund. Eu totuși nu mă gândesc că la moment este cazul ca să fiu demis, fiindcă totuși dacă să vorbim despre situația la întreprindere, atunci da, unicul ne-a ajuns că n-a fost procurate unități transport. Totodată, potrivit lui Capcelea, autobuzul ar fi ieșit pe linie în stare funcțională și s-ar fi deteriorat pe drum. Efectând a treia cursă spre Ghidighici, din cauza uzurii avansate a metalului și ruginii care este și a vârstei autobuzului care are deja 20 de ani, parcursul acestui autobuz, 1.130.000 de kilometri, s-a desprins aripa de la metalul de la podea și s-a format această gaură în caroșeria autobuzului. În parcul urban sunt în total 124 de autobuze. Ultimele 20 au fost achiziționate în anul 2006, iar de atunci nu a mai fost procurat niciunul. Anual, pentru procurarea pieselor de schimb și a materialelor, sunt cheltuiți 15 milioane de lei. Aproximativ toate autobuzele care circulă în prezent pe străzile capitalei și prin suburbii au termenul de exploatare depășit cu peste 10 ani.